Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 15 februarie 2023. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. ADN-ul lui Dumnezeu se află în cuvântul Său. Ai încercat vreodată, când era ger afară, să-ți sufli în mâini pentru a le dezmorți și încălzi? Cam asta se întâmplă atunci când meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Imaginează-ți că ești la o zi de naștere și invitații umflă baloane pe care le sparg apoi cu acul. Un om de știință și-ar putea da seama care a fost balonul tău, pentru că ADN-ul tău, configurația genetică ce te face să fii unic, se găsește în respirația ta. Acum, aplică acest principiu la citirea Bibliei și vei înțelege cât este ea de vitală pentru viața ta spirituală. Apostolul Ioan ne spune chiar la începutul Evangheliei sale, cuvântul era Dumnezeu. Așa că de fiecare dată când ingerezi cuvântul lui Dumnezeu, ingerezi atributele sale. De aceea diavolul va încerca să te țină ocupat ca să nu ai timp sau chef pentru citirea Bibliei. Adevărul este că multe dintre problemele cu care ne confruntăm ar putea fi rezolvate sau eliminate complet, dacă am avea într-adevăr o foame după cuvântul lui Dumnezeu. Patriarhul Iov a zis, capitolul 23, versetul 12, n-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Ieremia, care a fost atât de sensibil și de trist încât este cunoscut drept profetul lacrimilor, a spus în capitolul 15, versetul 16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Domnul Iisus a experimentat toate încercările și problemele omenești posibile și s-a confruntat chiar cu ispititorul. Care a fost secretul tăriei lui? El însuși ne spune în Matei 4, versetul 4, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.